Bună tuturor și bine v-am găsit, dragilor, la un nou videoclip. Am ieșit prin pădure la o scurtă plimbare cu soțul și cu Eva, ca de obicei, și am de gând să mai fac câteva exerciții fizice și mentale cu pregătiri în caz de necesitate, situații de urgență, orice și oricând se poate întâmpla și am de gând să mă pregătesc în acest sens, să fiu cât de cât obișnuită cu anumite situații care s-ar putea întâmpla și pentru asta trebuie să exersez diverse tehnici de supraviețuire în condiții extreme. E adevărat, mai întâi mă documentez din diverse materiale, din cărți, din site-uri, din alte experiențe pe care le fac alți YouTuber, după cum spuneam, din mai mult din străinătate decât din țara noastră. Și vreau să aplic și eu cât mai multe tehnici, pentru că cel mai bine învățăm când experimentăm singuri cu mânuțele noastre. Acum urc un deal, același deal, și îmi este foarte, foarte greu, pentru că, așa cum am spus, condiția mea fizică e la pământ. Tocmai din acest motiv am de gând să ies cât mai des cu soțul meu și în toate anotimpurile, nu doar primăvara sau vara. Am urcat până la jumătatea dealului, acum am făcut o pauză să-mi trag un pic sufletul și mai am încă pe atât. Deci am spus că intenționez să ies în fiecare anotimp. Acum suntem în decembrie, este o zi frumoasă și vreau să ies în zile frumoase, în toate anotimpurile, urmând ca apoi să ies și mai și în zile mai puțin frumoase, mai pe zăpadă, mai pe ploaie, pentru că dacă vreau să mă antrenez fizic și mental, trebuie să experimentez și vremea mai puțin plăcută, nu doar cea frumoasă cu soare. Mai fac o pauză, mai întrag sufletul și voi continua. Stai, nu, să nu scoți ochii. Așa că ești mai departe. Păi da, lasă-mă să-mi fac treaba aici. Da, Eva s-a jucat tot timpul. Ziceam că o să mă relaxez un pic, să mai trag un pic sufletul după urcușul acesta. Și în timp ce mă odihnesc, vreau să vă spun și câteva cuvinte referitoare la anumite situații care se pot izi în momentul în care mergem și ne plimbăm prin natură, și anume în momentul în care ne-am hotărât să ieșim, să ne plimbăm sau să înoptăm în pădure, trebuie să ne gândim și la faptul că s-ar putea să dăm nas în nas cu anumite animale sălbatice și trebuie să ne gândim și cum anume trebuie să reacționăm la astfel de situații, pentru că, sinceră să fiu, eu nu știu cum aș reacționa dacă m-aș întâlni cu un urs, de exemplu, sau cu porcii mistreți.
aș putea fi cumva cuprinsă de panică și n-aș ști cum să reacționez. M-am documentat în diverse materiale și din ce am citit, se pare că dacă ne întâlnim, spre exemplu, cu un urs, cel mai indicat ar fi să stăm calmi, să nu ne întoarcem cu spatele la el și să fugim, pentru că automat ursul ne va considera o pradă și va alerga după noi. Și trebuie, dacă e la o anumită distanță, trebuie să ne oprim și să studiem, să vedem ce are de gând. Dacă ne-a observat și se îndreaptă către noi, atunci ar trebui să îi vorbim calm și să ne îndepărtăm cu spatele ușor, să încep, și dacă el va continua să vină către noi, atunci să începem să ne dezbrăcăm, să lăsăm câte o haină, să lăsăm rucsacul, mâncare, ce avem, și atunci, abia atunci să fugim. Da, este, ar fi o situație îngrozitoare, mai ales dacă avem de face cu ursoaica, cu pui. Bineînțeles că cel mai indicat ar fi totuși să avem la noi, în momentul în care ieșim prin natură, la plimbare, sau să noptăm noaptea, cel mai bine este să avem spray-uri de piper speciale pentru urși. Mâncarea ar trebui, dacă noptăm, să o ținem undeva agățată în pomi și la o distanță de cort, o anumită distanță de cort, de adăpost. Regula de bază este, dacă ne întâlnim cu urs, dacă îl vedem la o anumită distanță, nu ne întoarcem cu spatele la el. Dacă ne retragem, ne retragem ușor cu fața către el. Îi vorbim, facem un pic de zgomot ca să înțeleagă că nu suntem alt urs. Să sperăm că nu va fi cazul și nu ne vom confrunta cu astfel de experiențe neplăcute. Dar trebuie totuși mental să ne gândim ce ne facem dacă ne întâlnim cu ursul sau ce ne facem dacă ne întâlnim cu porcii mistreți, pentru că la noi, spre exemplu, în zonă sunt porci, foarte mulți porci mistreți și odată chiar ne-am întâlnit cu ei, dar din fericire s-au îndepărtat și nu am fost în pericol, ca să zic așa. Dar trebuie să ne gândim dinainte ce anume facem dacă ne întâlnim cu porcii mistreți, cum reacționăm, ce trebuie să facem și ce nu trebuie să facem. Cel mai indicat ar fi dacă ne întâlnim cu unul sau mai mulți porci mistreți și vedem că ne-au observat și înaintează către noi, cel mai sigur, cea mai sigură metodă de scăpare garantat este să ne urcăm în, să ne cățărăm în copac și să așteptăm să se îndepărteze, pentru că altfel, dacă fugim, ei oricum fug mai repede ca noi și nu avem nicio șansă. Sau ar mai fi varianta să ne răsucim după copac, presupunând că există un copac în jur mai grosut, să ne rotim. Dar cea mai sigură variantă de a scăpa totuși de un porc mistreț care ne-ar ataca, Doamne ferește, ar fi să ne urcăm direct în copac și să așteptăm să plece și abia pe urmă să coborâm. Iarăși, sper să nu fie cazul vreodată și să nu avem parte de astfel de întâlniri cu animalele față în față. Problema ar fi dacă le-am luat prin surprindere, dacă ar fi un tufiș, ceva, și le-am luat prin surprindere, ne-am apropiat prea mult de ele și le-am luat prin surprindere, atunci ar fi problem, ar fi, există riscul de atac. Fie că e vorba de urs, fie că e vorba de porc, mistreț, sau orice altceva, aici e problemă. De asta e indicat când mergem noi prin pădure, ne plimbăm, să facem ceva zgomot, din când în când
să fluierăm și să batem cu bețe, da, bețele în copaci și să facem ceva zgomă, să ne facem cumva simțită prezența că suntem acolo, că trecem. Astfel încât, dacă sunt animale prin zonă, să se îndepărteze. Pentru că, teoretic, animalele sălbatice nu au nimic totuși cu oamenii, nu îi atacă așa degeaba, doar dacă sunt rănite, dacă au pui. Și știu eu, dacă le e foame, cred că ar ataca. Dar, în rest, nu, teoretic, nu ar ataca omul așa, fără un motiv.